Au plecat cu bicicletele la un vecin după un topor și au ajuns cu elicopterul la spital. Doi copii de 5 și 13 ani s-au intoxicat cu gaze de sondă pe un câmp din localitatea Bucșani, județul Dâmbovița. Cei doi băieți s-au oprit să admire gazele care bolboroseau în baltă și după un timp și-au pierdut cunoștința. I-a găsit un alt copil care a anunțat imediat familia. Elicopterul se grăbește să-l ducă la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală pe băiatul de 5 ani. Cel mare a fost luat de o ambulanță și dus la București. Dacă inițial erau inconștiente, ulterior s-a menținut o stare de confuzie însoțită de la una dintre victime cu greață și vărsături. Acum sunt în stare stabilă, mai au ușoare amețeli și cefalee, dureri de cap, dar viața lor nu mai este în pericol. Cel mic de 5 ani a venit în stare inconștientă, dar s-a revenit în spital. Copiii au povestit medicilor de la București că au stat mai mult timp pe câmp ca să admire cum bolborăsau gazele în bălți. Ei nu-și mai aduc aminte exact cât au stat, pentru că pe cel mic și-a pierdut cunoștința, deci a căzut pe câmp, iar cel mare, probabil cu ultimile forțe, și-a dat seama că aceste gaze te iau, nu-ți dai seama exact când îți vine rău. Și-a reușit să plece și să anunțe pe cineva. Vecinii spun că băieții au fost trimiși cu bicicletele la un vecin după un topor. La trebuie să stai că să se iau un topor de la tot așa o prietenă de-a noastră pe acolo. Care șoate de la Mocirlă, da, în zona aia. Și când s-a întors, nu știu ce s-a întâmplat. E pericol acolo de gaze, ce-o fi căutat el, nu știu. Amândoi copii și a inhalat gaze, dar și a bine rău și a căzut jos. Imediat după incident, pompierii au chemat reprezentanții firmei care exploatează zona. Și poliția a deschis o anchetă în acest caz.